Dragii mei, bine v-am găsit! Unii spun că dragostea ne face să fim slabi. Confirm, dar doar în centimetri din talie, pentru că nu știm cu toții, fluturii din stomac ne fac să ardem caloriile. Glumesc, evident. Din păcate, unii chiar se referă la faptul că suntem slabi pentru că alegem să ne continuăm viața în relații toxice care ne fac rău, ne îmbolnăvesc și la propriu și la figurat. Din fericire, în ziua de astăzi există suport pentru orice, și pentru suflet, și pentru trup. De aceea, Asociația Călătoria Divorțului vine pentru a doua oară la noi în studio. De ce? Simplu, ca să ofere suport pentru cei care au nevoie. Gabriela, bine ai venit! Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Îmi place să cred că am fost printre primii în toamnă care am discutat despre această problemă, despre ghidul de parenting. Ce s-a mai întâmplat din toamnă până acum în primăvară? Da, îmi amintesc că în toamnă tocmai vorbeam despre lansarea ghidului de parenting. Atunci eram în etapa în care semnam contractele și parteneriatul cu inspectoratul școlar, cu Casa Corpului Didactic. De atunci am demarat campania de distribuire a ghidului de parenting în școli. Avem 10 școli pilot în care acționăm în București. Deci deja începeți implementarea. Am început implementarea, avem primele feedback-uri din școli. E foarte interesant pentru că am mers și am prezentat ghidul de parenting în fața profesorilor, a diriginților, cei care trebuie mai departe să ia legătura cu părintele divorțat și să explice ce este cu acest ghid. Deci n-ați mers voi de prima dată în fața părinților? Nu. Ideea este aceasta. Noi prezentăm ghidul și conținutul ghidului și felul în care se poate folosi profesorului, iar profesorul ia legătura cu părintele. Dacă părintele are nevoie de noi mai mult, atunci se poate contacta și poate veni direct către noi. Însă, într-o primă etapă... A fost o inițiativă de lungă durată, totuși. Este o campanie care se durează pe anul 2018 este pilotul și mai estimăm încă 3 ani de implementare, deci e o campanie pentru 4 ani. Prin urmare, suntem încă în anul de pilotaj. Te întrebam și atunci, este nevoie certă? Este o nevoie absolută și asta pot să confirm și din numărul de descărcări. Acest ghid de parenting se găsește și gratuit pe site-ul Asociației Călătoria Divorțului și noi putem să măsurăm câți părinți downloadează acest ghid. Bănuim că din moment ce îl downloadează, au nevoie de el. Exact. Avem deja peste 1000 de descărcări, fără să facem o promovare intensivă pentru acest ghid. Acum, cu noua campanie despre care o să vă vorbesc, cu siguranță vor auzi tot mai mulți părinți de această posibilitate de a găsi informații gratuite și cumva exact pe nevoia lor, pe nevoia unui părinte care a divorțat. Eu am zis în intro-ul meu că oferiți suport. Voi oferiți până la urmă suport pentru o stare de bine, indiferent care este ea. Că e pentru o familie în pragul divorțului, că este pentru o familie care vrea să se recupereze și să-și regăsească drumul împreună. Exact. Când am inițiat acest program de suport al persoanelor care au traversat sau traversează un divorț, ne-am gândit la cei care sunt deja în situația divorțului și care au nevoie de informații, au nevoie de structură, au nevoie de înțelegere, au nevoie de claritate într-o nouă viață. Ce am constatat în acești 2 ani de când ne ocupăm de acest program este că sunt oameni care nu vor neapărat să divorțeze. Sunt oameni care vor o viață mai bună. Iar când intră în program, își dau seama că încă mai au resurse să reînvie fosta relație. Și atunci, nu mică ne-a fost surpriza să vedem că mulți care erau în pragul divorțului s-au întors și practic și-au refăcut viața, dar cu același partener. Și atunci asta noi considerăm ca un succes și pentru astfel de situații. Desigur, sunt și cazuri în care lucrurile deja sunt stabilite, nu mai este cale de întoarcere și atunci oamenii au nevoie să înțeleagă cum să-și așeze noua viață, cum să-și așeze relația cu copilul, cu familia lărgită, cu prietenii. Cu fostul fosta. Fostul fosta și tot ce înseamnă fostul fosta, pentru că nu e doar o persoană. E o întreagă, constelație în jurul acestei instituții pe care în clipa în care tu o pierzi, pierzi multe alte lucruri. Deci cumva trebuie să te reinventezi. Exact. Ați avut ghidul de parenting, care este cea de-a doua campanie care e proaspătă acum? Această campanie pe care am lansat-o în luna martie și care deja a demarat a venit ca o soluție la o problemă pe care am observat-o iarăși în acești ani de când oferim suport pentru persoanele divorțate. Deși suportul există, sunt persoane care nu îndrăznesc să-l ceară. Pentru că am constatat noi și în urma întrebărilor și a research-ului pe care l-am făcut în rândul clienților noștri, le e rușine. Multora le e rușine și consideră încă divorțul ca pe un eșec.
Și atunci preferă să stea și să-l înțeleagă undeva ascunși, decât să vină și să spună, da, trec prin această perioadă vulnerabilă din viața mea, am nevoie de suport, atât eu cât și copilul, am nevoie de înțelegere de la serviciu, am nevoie de înțelegere de la familie. Deci, practic, să recunoaștem că suntem într-o perioadă mai dificilă, ceea ce cumva este evident. Se poate întâmpla din vari motive pe parcursul vieții. Cu siguranță avem crize de-a lungul unei vieți. Nu putem trece prin viață așa fără să avem și probleme. Iar divorțul poate fi una dintre aceste probleme. Și când am realizat că noi încă ținem divorțul cumva sub capac, e într-o zonă de umbră, de rușine, de vinovăție, mi-am dat seama că nu e firesc și nu că nu e firesc, dar nu ajută nimănui. Deci persoana divorțată riscă să intre în depresie și să rămână acolo, fără să ceară ajutor. Copilul sau copiii persoanelor divorțate sunt martorii unei situații conflictuale între cei doi părinți, a unei stări depresive. El nu înțelege, părinții nu înțeleg, nu înțeleg niciunul dintre actorii acestui fenomen, nu înțelege exact ce se întâmplă cu ceilalți membri. Lucru care ar putea fi foarte simplu de înțeles atâta vreme cât ai informație care există. De multe ori ne ascundem, sau persoanele care divorțează se ascund să spună lucrul ăsta la serviciu. Pentru că te gândești, dacă se aude că am divorțat, șeful o să fie cu ochii pe mine, că nu mai sunt poate la fel de eficient, ceea ce e adevărat. Da. Colegii or să mă bârfească și atunci de ce? Mai bine evit, mai bine mă prefac că nu s-a întâmplat nimic și ascund faptul că am divorțat. Și cunosc persoane care au purtat verigheta și ani după divorț, tocmai pentru a nu face public faptul că au divorțat. Iarăși este un lucru care pune o presiune în plus pe umerii acelei persoane și, până la urmă, e un lucru de asumare. Da, mi se întâmplă acest lucru în viața mea. Și de aici a plecat campania de informare și conștientizare asupra divorțului. Pentru că am plecat de la premisa atâta vreme cât un fenomen este cunoscut, înțeles, atunci e mai ușor de asimilat, e mai ușor de traversat. Și atunci campania va fi publică, se va adresa și celor care, evident, nu intră în această pasă a vieții, în așa fel încât ei să-i accepte pe cei divorțați, iar cei divorțați să se accepte pe ei. De asta am și denumit campania Am divorțat, Alex, să înțeleg. Și am avut multe discuții în legătură cu titlul. Am divorțat, e clar. Ne referim la persoana care deja a luat decizia să divorțeze. Da. Afirmă. Face am public. Divorțat. Sunt în situația aceasta. Deci asta e un dat. Acum aleg să înțeleg ce aleg și ce înțeleg. Ideea e că multe persoane care divorțează se consideră victime încă. Victime ale divorțului, victime ale deciziei celuilalt. Și întotdeauna am spus că dacă divorțul, să spunem că nu a fost 100% decizia ta, revenirea după divorț este numai și numai alegerea ta. Deci cineva poate să hotărască să-și continue viața sau cineva poate să nu facă nimic și să aștepte ca timpul să rezolve lucrurile. Da. În clipa în care spun că aleg deja ce vreau să fac cu viața mea. Deci cumva sunt pusă în situația de a face o alegere. Trebuie să fac pasul decisiv. Și cum pot să aleg ce am de făcut dacă nu înțeleg? Și mulți oameni care vin la noi spun, nu înțeleg de ce mi s-a întâmplat asta. De ce dacă eu am făcut totul? De ce dacă eu nu am greșit? De ce dacă eu am urmat ceea ce știam de la părinții mei? De ce dacă eu am făcut ceea ce se aștepta de la mine să se întâmple, am ajuns în punctul acesta. Și atunci acest proces de înțelegere are și el rostul lui. Pentru că în clipa în care ajungi să înțelegi care a fost situația ta, care a fost responsabilitatea, unde poate tu ai crezut că ai făcut bine, dar n-a fost bine, exact. Unde poate partenerul tău n-a înțeles că tu vrei să faci bine sau a avut alte priorități. În clipa în care ai înțeles, deja știi de ce ești aici și știi ce ai de făcut mai departe. Cred că important este nici ca persoana să nu-și asume o vinovăție și nici să o pună în spatele celuilalt. Noi am evitat complet cuvântul vinovăție legat de divorț, pentru că vinovăție ar însemna ca cineva pleacă cu intenție din start să ajungă la divorț. Dar are o conotație mai negativă, e adevărat. Nu cred că e cineva care divorțează, care se căsătorește și se gândește că vrea să ajungă la divorț. Toți vrem să avem o căsătorie până ce cam povești. Putem spune responsabilitatea fiecăruia și, într-adevăr, între cei doi care fac un cuplu există și relația și acea relație e responsabilitatea ambilor. Deci ambii trebuie să contribuie la acea relație ca ea să funcționeze. Însă se poate întâmpla ca la un moment dat ea să nu mai funcționeze, poate din responsabilitatea unuia dintre cei doi, poate din ambilor sau poate din motive care nu au nicio legătură. Și atunci nu cred că e o vinovăție, pur și simplu se întâmplă. Iar dacă e să ne uităm la situația concretă, în România 25% dintre cupluri divorțează.
Deci, practic, un sfert dintre mariaje. Voi ați făcut și multe statistici, da. Știu acum, da. În cadrul asociației. Am studiat datele statistice încă din 90 și ne-am uitat pe trend să vedem ce se întâmplă în România după Revoluție, cum ne comparăm cu situația în România cu alte țări, din Europa, din lume. Să punem cumva așa un diagnostic, da, da. Al situației. Clar, rata divorțului a crescut în România după Revoluție și știm că înainte nu se putea divorța sau nu prea era indicat să divorțezi pentru că aveai o grămadă de lucruri negative. Era dat afară din partid, lumea se uita la tine într-un fel, erai stigmatizat, deci preferai să duci o relație indiferent cât de rea ar fi fost. După Revoluție, lucrurile au devenit mai simple și atunci oamenii au profitat, să spunem, de această libertate de a-și face viața așa cum o consideră ei bună și rata divorțului a crescut, astfel încât acum suntem la 25%, ceea ce înseamnă deci un sfert din căsătorii. Destul de mult. Sunt familii cu copii? Da. Marea majoritate. Cam 50% dintre aceste cupluri au copii, iar dacă e să ne uităm pe cifrele brute, în fiecare an cam 60.000 de oameni trec prin divorț și 17.500 de minori sunt afectați de divorț anual. Am făcut chiar o analiză. În ultimii 6 ani, peste 100.000 de copii sunt în situație de a fi afectați de divorțul părinților. E o cifră mare și e un impact puternic pentru societate. Atâta vreme cât nu știm să gestionăm acești copii și cum să ne adresăm și să-i ajutăm. Și în situația în care cineva ar vrea să apeleze la voi, care este procedura? Varianta cea mai simplă este să intre pe site-ul Asociației Călătoria Divorțului, unde găsesc datele noastre de contact, telefonul, mail-ul și să ne contacteze în mod direct. În clipa în care ne contactează, ne spun și care este problema. Ca o problemă de parenting, ca o problemă, știu, de regăsire, au nevoie de psiholog, au nevoie de avocat. Fiecare ce simte că ar putea primi ca ajutor sau de multe ori poate nu știe ce are nevoie și pur și simplu își spune povestea. Iar noi tocmai asta facem, având mai mulți specialiști în jurul nostru, putem să înțelegem ce ar trebui aceste persoane în momentul de față și ce îi putem recomanda. Vă contactează și doamne și domni? Da. Ne contactează mai mult doamne. Cam am făcut o proporție și cam 70% sunt doamne. Domnii vin un pic mai târziu și vin când știu foarte clar ce vor să obțină. Doamnele sună când imediat după divorț, când sunt, știu eu, confuze și nu știu de unde să o apuce. Au foarte multe provocări legate de finanțe, legate de copii, legate de casă, de serviciu. Deci, și atunci ele simt nevoia măcar să vorbească cu cineva. Domnii în momentele alea se descurcă altfel, în schimb, la un moment dat, simt și nevoia să găsească, știu, o direcție pentru viața lor după divorț. Cred că punctul sensibil întotdeauna într-o familie rămân copiii. Da. Cât de mult este triș și cât de mult este adevăr rămân în familie pentru copil doar? Da, această discuție apare mereu și la noi cel puțin se folosește în multe cazuri această scuză, aș spune, rămân de dragul copilului. Acum, dacă rămân de dragul copilului într-o relație care poate fi salvată, atunci e adevărat. Dacă rămân de dragul copilului pentru că mi-e frică, pentru că nu am resurse, pentru că nu știu cum să trăiesc altfel, nu e adevărat, iar copilul vede acest lucru. Și asta am observat și dacă ne uităm, 150.000 de copii cu depresie diagnosticați în România, mulți din ei, aceste depresii vin tocmai pe fondul conflictului din familie. Practic, copiii se... Adică nu neapărat cauzate de ruperea familiei, de divorțul părinților. Deci ei nu intră în depresie din cauza divorțului părinților, ci din cauza emoțiilor negative ale părinților. Sunt două aspecte complet diferite. Sigur că schimbarea îi impactează și pe ei. Un divorț și, știu eu, două case, două familii, lucrurile astea îi impactează, dar nu neapărat îi conduc către depresie. În schimb, dacă faza asta apar, știu eu, complicații, emoții negative, certuri între părinți, copilul este folosit ca și spion între cei doi sau atunci copilul riscă să intre în depresie. Au fost cazuri în care copiii chiar n-au putut trece peste această traumă? Avem cazuri în care au fost și tentative de suicid în cadrul rândul acestor copii sau adolescenți. Acum, ei probabil că vor fi copii și adulți care vor avea nevoie de terapie mai mult timp. Deci nu putem spune că n-au trecut sau nu vor trece, însă cu siguranță vor avea nevoie de mult ajutor ca să fie din nou ok. Și cumva de cei doi părinți care trebuie să rămână
într-un tot, măcar ca fiul lor sau fiica lor să treacă peste această traumă. Da, acest lucru nu se înțelege și asta face parte și din campania de conștientizare Aleg să înțeleg. Faptul că atunci când avem copii, noi ca și părinți creăm această relație suplimentară. Deci, dincolo de relația noastră ca iubit-iubită, soț-soție, în clipa în care devenim părinți, avem relația mamă-tată. Această relație mamă-tată nu are niciun rost să fie impactată de divorț, nu ar trebui. Dacă într-adevăr ne pasă de copilul nostru, atunci relația mamă-tată trebuie să rămână la fel de bună, copilul să simtă că cei doi adulți se pot înțelege, pot comunica, sunt acolo pentru el și îl susțin în continuare, indiferent că ei locuiesc în apartament sau în două apartamente diferite. Asta e, din păcate, asta noi nu înțelegem ca și adulți și aici greșim. Dragii mei, după cum vedeți, cifrele nu mint. Tocmai ce am auzit că 60.000 de familii trec printr-un divorț, că 17.500 de minori sunt afectați de despărțirea părinților lor. Asta de cine ține? Nu ține decât de noi, nu? Și de faptul că trebuie să fim atenți, să trăim această viață smart și frumos. O vorbă spune că dacă vrei să mergi repede, e bine să mergi singur. Dar dacă vrei să ajungi departe, trebuie să mai iei pe cineva cu tine. Dragii mei, indiferent cum, alegeți calea în așa fel încât să vă fie bine și să fiți victorioși. Aveți și un departament specializat pentru copii acum? Avem colaborare cu centrul de parenting și de câte ori avem cazuri speciale, îi trimitem către ei. Avem psiholog care poate să-i ajute și pe copii și pe adulți. Deci, practic, acum când am scos ghidul de parenting, am colaborat cu toate aceste instituții și am făcut lucrurile împreună. Deci, practic, avem cam tot ce ne trebuie în cazul în care o știu un astfel de caz apare la noi. Au existat și momente în care, nu știu, lumea v-a privit așa puțin cu suspiciune? Am primit tot felul de reacții de 2 ani de când am început acest program unic și cumva ne așteptam, fiind prima dată vorbind despre divorț, sunt firme care organizează nunți, sunt firme care organizează botezuri, în schimb nimeni nu s-a gândit să organizeze divorțuri sau să ajute oamenii când au nevoie și la divorț. Și atunci am estimat că vor fi reacții de tot felul. Cele mai multe sunt pozitive. Cele mai multe reacții sunt pozitive și primim feedback de genul bravo, mulțumim că vă gândiți și la noi, citind povestea voastră sau poveștile voastre ne-am motivat să avem putere să mergem mai departe. În schimb, am primit și păreri de genul că voi cu un astfel de program stimulați și încurajați divorțul. Și la un astfel de feedback răspund că dacă eu... Da, e cam dur. E cam dur și dacă aș construi un spital în orașul vostru, nu înseamnă că stimulez boala. Deci eu, practic, sunt acolo ca să ajut când boala deja există. Deci dacă tu nu ai nevoie de divorț sau de un program pentru divorț, nu te încurc cu nimic. În schimb, exact. Dacă ești deja acolo, e bine să știi că e cineva care este specializat, care are resursele necesare, informațiile necesare și te poate ajuta să-ți reiei viața cât mai repede și cât mai frumos. Revenim puțin la asociația în sine. Pe cine ai mai reușit să cooptezi? Cum vă desfășurați voi activitatea? Asociația a prins aripi. Mai ales cu această ultimă campanie pe care am lansat-o, a găsit foarte mulți oameni care au înțeles că, într-adevăr, un astfel de lucru este necesar. De exemplu, în bordul campaniei avem 5 femei hotărâte. 4 dintre noi suntem deja trecute prin procesul de divorț. Asta și vreau să te întreb, pentru că ar trebui vorbit și din experiență. Experiența personală întotdeauna ajută și recunosc că atunci când stau de vorbă cu clienții mei și le povestesc din experiența mea personală, sunt mult mai credibile decât dacă le-aș citi din cărți. Sigur, mă ajută faptul că sunt medic și înțeleg multe lucruri legate de știu, cum funcționăm. Da. Mă ajută faptul că am experiență de business și știu cumva să integrez lucrurile, însă și faptul că am trecut printr-un divorț și am simțit pe pielea mea care sunt nevoile, care sunt provocările unui divorț, mă face credibilă în ochii clienților mei. Exact, și cred că și clientul își deschide altfel inima, că dacă el vine și spune că a plâns 3 zile la rând, se gândește, o să râdă de mine, nu o să râdă de mine, oare ce s-o întâmpla? Dar sunt lucruri naturale până la urmă, pentru că suntem oameni.
Suntem oameni și avem nevoie să trecem prin toate etapele într-un moment de despărțire. Vom trece printr-o etapă de doliu, prin acest doliu al schimbării și avem și perioada de depresie și de furie și de negare și de negociere. Deci astea sunt firești și un psiholog le înțelege foarte bine și nu sunt de condamnat. În plus, când tu le trăi pe pielea ta, poți să simpatizezi cu omul respectiv și să nu judeci. Până la urmă, oamenilor le e frică că vor fi judecați, mai ales într-un moment delicat cum este divorțul, care deja este cumva etichetat rușine, eșec. Și atunci, dacă tu ești lângă el și spui, da, te înțeleg prin ce treci, că am trecut și eu prin situația ta, e normal să simți asta, vei simți și următoarele lucruri, deja el se simte în siguranță. Și când mă mai întreabă unii oameni ce anume poți să le oferi tu acestor persoane care trec prin divorț, ei oricum trebuie să treacă prin această etapă. Lumea zice, știi, îmi dă sfaturi, dar eu tot singur între patru pereți mă duc acasă. Așa este. Însă ce le zic este, dacă ai fi să spui că ești pilotul vieții tale și ți-ai conduce avionul și în avionul ar mai fi și copiii care depind de tine și poate părinții și angajatorul și firma ta și ce mai fi, ești pilotul acestui avion și pentru prima oară intri într-o zonă de turbulențe extreme, pentru că un divorț cam așa arată. Turbulențe în fiecare zi, altele și necunoscute și nu știi ce aduce ziua de mâine. Sunt convinsă că ți-ar fi mai ușor să știi că ai lângă tine un copilot care ți-ar spune, știu zona asta, am mai trecut și eu prin ea, am trecut și cu alți piloți, știu sigur unde vei ajunge, te pot ajuta să eviți zonele cele mai grele. Eu personal mi-aș fi dorit în clipa în care am divorțat să fi avut un astfel de copilot lângă mine, chiar dacă partea de plâns, de pocnit perne, de țipat, de astea erau tot ale mele, dar să știu că sunt cumva în urmărire. Și asta le oferim noi, practic, clienților. Revenind la bord și la personajele care fac parte și care ghidează. Bordul este format din 5 femei. Mihaela Tatu, de 3 ori femeie, cred că toată lumea o cunoaște de acolo, care a trecut printr-un divorț și înțelege foarte bine de ce avem nevoie de astfel de campanie. Este Mihaela Olaru, care este avocat. Ea nu este divorțată și ea reprezintă, știu, partea de siguranță și, mă rog, ea fiind avocat ne ajută pe partea asta. Daniela Palade Teodorescu, care este fosta redactor șef la revista Avantaje, acum este la revista Cariere, și ea divorțată și o militantă pentru drepturile familiilor monoparentale. Eu așa am cunoscut-o, luptând pentru dreptul acestor familii. Oana Voiculeț, și ea divorțată, mămică tânără, care ea militează pentru drepturile mămicilor și pentru forța lor de a-și crește și a-și rezolva problema ca mămici singure și cu mine. Deci acestea sunt persoanele care sunt în bord și lângă noi am mai reușit să aducem parteneriate. De exemplu, lansarea evenimentului oficiala evenimentului a campaniei va fi la Teatrul Elisabeta și acolo am reușit să obținem un parteneriat cu ei și cu Primăria Capitalei. Parteneriat cu Facultatea de Sociologie și de ce aveți nevoie. Avem nevoie și chiar vom avea un focus grup în care vrem să aflăm de la persoanele divorțate acum, în ultimii ani, cum simt ele divorțul, cum se simt ele susținute, cum se simt acceptate. De ce ar avea nevoie ca să treacă mai ușor peste acest moment. Și aceste rezultate să le putem folosi și să le facem publice în așa fel încât să înțelegem și să înțeleagă și persoanele care n-au trecut printr-un divorț cu ce se confruntă prietenii, colegii, rudele lor care trec prin acest proces. Când știi că ai depășit momentul? Adică, nu știu, să gândiți, wow, mai e puțin, sunt pe drumul cel bun. Prima întrebare care apare la persoanele care vin la noi, în cât timp o să mă fac bine? Da, păi e durerea aia care nu te lasă să respiri. Da, și persoanele respective sunt de multe ori dezamăgite pentru că ele ar aștepta un răspuns de genul 10 zile, 20 de zile, o lună, două luni. Ca la o răceală. Însă când ai fost căsătorit 10 ani, 12, 15 ani, e greu să-ți imaginezi că într-o lună de zile vei fi din nou ca înainte de căsătorie. E obișnuința atât de rea? Obișnuința are un rol foarte puternic și... Că are și fațete bune, asta e cert. Ne trebuie. Noi ne folosim de obiceiuri, fără discuție. Însă, la un moment dat, trebuie să le schimbăm.
ce doare, să spunem, la un divorț este faptul că ieșim din zona pe care o cunoaștem, din zona de confort în care ne-a obișnuit în ultimii 5 ani, 10 ani, mă rog, de cât timp am fost împreună cu căsătorie, și intrăm într-o zonă complet necunoscută și asta ne sperie. Deci pe noi frica de necunoscut ne sperie foarte tare. Și atunci ăsta este și motivul pentru care multă lume preferă să stea într-o relație toxică, poate uneori abuzivă și nu iau decizia, pentru că le este frică. Le este frică pentru că spun ok, rău cu rău, dar mai rău fără rău. E vorba asta românească. Da. Și ce o să mă fac după? Și se mai uită în jur și văd poate alte persoane divorțate care n-au găsit soluții și nu au reușit să treacă foarte ușor peste eveniment. Și o zic că ok, mai bine stau aici, chiar dacă nu e pe roze, e o relație prostuță, dar măcar am o relație. Deci frica asta de schimbare este, fără discuție, există. Iar când mă întreabă persoanele în cât timp o să mă recuperez și le zic depinde, depinde de cât timp ai fost căsătorit, depinde de cum s-a încheiat relația, depinde de situația din relație. Nu pot să-ți spun prima dată când te văd în cât timp o să fii din nou pe picioarele tale după o căsătorie de 10 ani. În schimb, putem să lucrăm împreună și să ne dăm seama la un moment dat dacă o să dureze 3 luni, 6 luni, un an, 3 ani. Ce știu sigur însă este că acel an de doliu, cum se denumește, ca și după când pierzi pe cineva și când pierzi o relație, cumva trebuie trăit tot anul, pentru că inevitabil trebuie să vedem un Crăciun, cum e să trăim singuri, ziua noastră singuri, prima vacanță de vară singuri, și atunci fiecare astfel de eveniment e o provocare pe care trebuie să o trăim ca să știm că am depășit-o și că putem trece mai departe. Deci avem variantele așa, în care cuplurile revin la viața de familie pentru că se împacă, găsesc resurse să continue, varianta în care divorțează și varianta în care divorțează și se recăsătoresc. Da. Sunt multe cupluri care au trecut prin programul nostru și care acum, mă rog, nu, oameni care au trecut prin programul și acum s-au recăsătorit cu alte persoane. Avem cazuri de persoane care au trecut prin programul nostru și s-au întors la fostul partener și sunt la a doua căsătorie, să spunem, cu fostul partener și sunt persoane care au decis că o perioadă vor să stea singuri, să se cunoască, să se bucure de viață în singurătate și apoi să continue cum vor dori. Avem 2 ani de când avem acest program, deci nu avem o experiență atât de lungă ca să știm ce se întâmplă peste 5 ani, peste 10, cu cei care s-au recăsătorit, cu cei care s-au întors. Probabil în timp o să avem mai multe date și o să vedem cum evoluează lucrurile în funcție de ce au ales fiecare. Însă putem spune un lucru clar. Pentru a face ca a doua relație, fie că e cu același partener, fie că e cu altul, fie că e chiar cu noi înșine, să funcționeze, noi avem întotdeauna de făcut schimbări. Exact asta vreau să te întreb. Ce crezi că învață în momentul în care depășesc momentul, răsare soarele din nou și trebuie să o ia de la capăt? În primul rând, învață că în clipa în care au un divorț, e un semn că ceva au de schimbat. Deci, când se întreabă de ce mi s-a întâmplat mie, răspunsul este s-a întâmplat pentru că trebuie să înveți ceva de aici. Și atunci mulți dintre ei încep să citească, încep să se ducă către dezvoltare personală, încep să se ducă către dezvoltare spirituală, încep să cunoască altă lume. Mulți își refac viața nu neapărat găsind un alt partener, dar găsind alte pasiuni, găsind alte hobby-uri, găsind alte servicii. Deci, practic, refacerea vieții înseamnă să te regăsești pe tine într-o altă formă. După ani de zile în care poate n-ai mai știut cine ești pentru că te-ai dedicat familiei, te-ai dedicat rolului tău în cadrul căsătoriei. De asemenea, cei care au reușit să se regăsească au găsit și motivația să aibă din nou încredere într-un alt bărbat sau într-o altă femeie și să dea o nouă șansă unei noi relații. Deci, ca un lucru care este valabil pentru toată lumea care a trecut printr-un divorț, e bine să-și ia timp și să învețe ceva din ceea ce au trăit. Să asimileze și să înțeleagă de ce s-a întâmplat lucrul ăsta și ce au avut de învățat din această experiență. Și cred că și dacă aleg să rămână în cadrul familiei, timpul ăsta e bun să-și ia totuși de introspecție așa puțin. Eu recomand dacă se ajunge la o criză în care deja discutăm despre divorț, este o criză majoră. Pentru că, sigur, crize în cadrul familiei sunt de-a lungul anilor, însă când se ajunge să vorbești de divorț, când se ajunge să contactezi avocat, când se ajunge să mă apelezi la un serviciu ca al meu, atunci deja criza este foarte profundă.
Când, și atunci e clar că amândoi au nevoie să se reuite la ei, în primul rând. Să lase ambinovății pe celălalt, pentru că asta e varianta ușoară, dar nu ajută, ci pur și simplu să-mi dau seama, măi, eu cum sunt eu? Și orgoliile. Și orgoliile, sigur că da. Orgoliile sunt cele care ne dor. Deci multe din durerile pe care le avem sunt durerile orgoliului, nu neapărat ale sufletului, cât orgoliu, de ce mi s-a întâmplat mie, de ce mi-a făcut mie, cum o să mă vadă pe mine lumea, lucruri de genul ăsta care până la urmă cât de mult contează. Mie mi-a plăcut mult unul din obiectivele asociației voastre și ale campaniei în speță, promovarea demnității persoanelor divorțate prin prezentarea de modele autentice și povești inspiraționale. De aici am plecat, cu campania asta am plecat un pic după modelul Me Too. Și am zis, dacă 25% dintre cupluri divorțează, din cei 25% sunt din toate mediile sociale, din toate nivelurile de educație, deci nu pare că divorțul ar avantaja sau ar dezavantaja o anumită categorie. Deci, practic, divorțul se poate întâmpla oricui. Sunt persoane care sunt drăguțe, care au vrut să aibă o căsătorie bună și totuși au ajuns la divorț. Și atunci, de ce să mai considerăm ca pe un lucru tabu, despre care să nu putem discuta, despre care să nu putem să arătăm cum am trecut prin el? Și, de exemplu, pentru evenimentul din București, vom avea invitate persoane care au trecut prin divorț și care s-au confruntat, sigur, cu stigmatul social, cu scăderea încrederii în ele, cu tot ce aduce un divorț și care au reușit să-și refacă viața, într-un fel sau altul. Că s-au recăsătorit, că și-au reluat viața de unii singuri, dar care au o viață fericită acum. Deci, practic, aceste modele, tip TED Talk, vor fi poate modele pentru cei care acum sunt în etapa în care nu știu ce să facă sau au făcut pasul și nu știu cum să se regăsească. Și de asta am divorțat, noi, membrii boardului, da, am divorțat. Am divorțat, da, am ales să folosesc această experiență pentru a-i ajuta pe alții. Sau am ales să fiu o mamă mai bună pentru copilul meu. Sau am ales să înțeleg că o viață, un divorț e sfârșitul unei relații și nu sfârșitul vieții. Că o relație nu mă definește pe mine ca ființă umană, ci e doar o relație. Și atunci lucrurile astea, dacă le înțelegem, ne putem continua viața cu o experiență în plus, îmbogățiți cu o experiență în plus. Cum e foarte adevărat ce spui, dar cum alegi să spui lucrurile astea unei persoane care vine săptămâna asta, îți spune că nu mai poate să mai trăiască în situația, în familia respectivă, dispare 3-4 luni, revine. Deci nehotărârea asta și pendularea între a rămâne și a pleca. Este firească. Această pendulare este firească. Așa cum spuneam, această perioadă de doliu a unei despărțiri și despărțirea emoțională poate fi înainte de a se produce despărțirea la avocat. Cuprinde mai multe etape și mai multe faze. O fază este faza de negociere. Adică astăzi sunt furios, hotărât, nu mai mă uit. A doua zi, posibil să mă întreb, poate dacă aș mai face ceva, poate dacă aș mai încerca un lucru, poate dacă aș mai citi o carte, îmi dau o șansă, după 3 zile văd că n-a funcționat, nu mă înfurii sau intru în depresie. Deci toate aceste etape sunt foarte firești, iar noi care înțelegem prin ce trece o persoană într-o astfel de situație, o lăsăm să meargă în ritmul ei și cu decizia ei, pentru că până la urmă fiecare persoană e responsabilă pentru decizia pe care o ia. Noi putem să-i fim alături și suntem alături și înțelegem prin ce trece, dar nici într-un caz nu o putem presa sau motiva sau știu să facă să ia o decizie sau alta. Asta rămâne la atitudinea ei. Deci vă găsim pe site. Ne găsiți pe site-ul Asociația Călătoria Divorțului. Este și pagina de Facebook? Avem și pagina de Facebook. Persoanele care vor mai mult decât informare, decât ceea ce găsesc pe site, pot să acceseze și programul Divorce Journey și ne găsesc pe pagina Divorce Journey și acolo avem mult mai multe servicii pe care noi le putem oferi. Însă partea de informare, partea de articole, de părerea ale specialiștilor, de interviuri, toate le găsesc pe site și eu spun că e o lectură care merită când ești într-o etapă în care ai nevoie de răspunsuri. Inclusiv ghidul. Ghidul de parenting este un material foarte bun. Iar părinții care l-au descărcat și l-au studiat au fost de acord că au găsit cam tot ce aveau nevoie. Cred că e bine de citit și dacă nu ești în pragul unor probleme.
Cred că e un ghid de parenting bun în general, pentru că are mai multe secțiuni. O secțiune legată de ce simte un copilul tău în diverse crize. Acum, o criză a divorțului e o criză puternică, dar copilul trece prin diverse etape. Apoi găsești informații despre cum să-ți abordezi copilul dacă e la 3 ani, dacă e la 13 ani, dacă e la 16 ani, pentru că și astea sunt lucruri care ne privesc și dacă suntem într-o familie biparentală, nu neapărat în divorț. Și atunci e un material bun de parenting, însă e cu mult mai bun pentru cei care sunt în situația de a fi în familii monoparentale. Gabriela, îți mulțumesc! Sper să dea roade campania ta și în final toată lumea să aleagă drumul care îl face cel mai fericit. Eu asta îmi doresc și asta ne dorim cu toții, ca oamenii să poată să aleagă în cunoștință de cauză și să aibă toată informația de care e nevoie ca să poată să ia decizia care îi se potrivește. Îți mulțumesc mult de tot, succes în continuare! Mulțumesc frumos! Iar dumneavoastră, dragii mei, ați văzut, există soluții pentru absolut orice. Nu vă rămâne decât, cum vă zic de fiecare dată, să fiți victorioși. Până data viitoare, la revedere!